Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și astăzi o să citesc pentru voi o poveste foarte frumoasă. Se numește O familie veselă și este scrisă de Silvia Colfescu. Aici o să vă întâlniți cu Ronț și Ronțuna, doi frați șoricei. Într-o prea frumoasă zi, când bunica la târg o porni, șoricuțul Ronț și șoricuța Ronțuna au hotărât să o ajute pe buna, să facă gospodărie, să mai spele cât o farfurie, să deretice prin casă, să facă fiecăruia cât o bucurie și bunicii o mie. Au început cu măturatul, au gonit gunoiul de-a lungul și de-a latul și l-au adunat într-o grămadă, în mijlocul casei, bunica să-l vadă. Dar curând de gunoi au uitat și amândoi în grămadă au călcat. Au trecut, după astă grozăvie, să spele farfurii și aici să te ții ghidușii. S-au îmbrâncit, s-au stropit, la două chiuvete s-au făcut ciuciulete. E drept, au spălat ei vasele, dar bunica trage ponoasele. Să fac acum și mâncare. În oală pun ceapă tăiată mare. O rumenesc bine, pun roșii puține, cartofi, slăninuță, ardei, usturoi vreo patru căței. Pun focul mai tare și Ronț și Ronțuna, o lingură unul, o lingură una, adaugă sare și lasă pe plită oala acoperită. Să ai răbdare, adio mâncare! Între timp, Ronțun și Ronțuna spală rufele toate, să fie curate, le întind pe masă, pe o păturică, apoi, fără frică, lasă fierul în priză și să vezi ce surpriză! A ars batista, a ars păturica, oare ce-o să spună bunica? Haide să lustruim ghete și pentru băieți, dar și pentru fete, pentru mama și tata și pentru bunica. Sunt 10 perechi ca nimica. Le șterg, le dau cu cremă odată, apoi le lustruiesc cu o cârpă curată și rămân fără pată. Dar vai, ce de pete au pelăbuțe și toate maro și negruțe! În baie, cu perie și săpun, pe frecat se pun. Și spală și freacă, clătește și freacă, murdăria să treacă. Ce greu iese crema de pe lăbuțe și de sub unghiuțe, se freacă pe nas, se freacă pe gât, murdar când arăți, e urât. Au spălat, au călcat și-au făcut pantofii, au gătit cartofii și ca timpul mai iute să treacă, au pornit-o la joacă, iar în bucătărie, ce jale, se arde sărmana mâncare. Vai, a zis buna, văzând grozăvia, asta vă e gospodăria? Hăinuțele sunt mânjite, camerele murdărite, păturica e arsă, casa întoarsă cu susul în jos, iar bucătăria plină de fum gros. Noi am vrut să facem bine, au spus ei printre suspine. Atunci buna i-a iertat și împreună au spălat, au curățat, tot la loc au aranjat. Să știți că în viață orice lucru se învață, le-a spus ea și le-a dat câte o dulceață. Apoi, la circ, singurei au șters-o cei doi. Au văzut iluzioniști și clown veseli și clown triști și o mulțime de artiști. Iar la întoarcere s-au întâlnit cu rândunica Mititica. Du-mă pe sus acasă, că mi-e sete, Ronț i-a spus.
și pasărea l-a înălțat. Dar așa, dintr-o dat, din nori, în joacă, i-a dat drumul într-o băltoacă. Aventura s-a încheiat cu un șoricel ud ciuciulete și nu i-a mai fost sete. După o zarvă foarte mare, supărată de întâmplare, bunica i-a dus la culcare, fără să le dea de mâncare. Vise ușoare! Și-am încălecat gășa și v-am spus povestea așa. Sper că v-a plăcut. Eu vă aștept data viitoare cu o nouă și frumoasă poveste.